În data de 30 noiembrie, la Centrul Primiri Urgențe s-au prezentat 103 pacienți, în 1 decembrie 101 pacienți, iar pe data de 2, 90 de pacienți. Ca și simptomatologie, aceștia au prezentat, au venit pentru colici abdominale, pentru gastrite, ocluzii intestinale, crize de hipertensiune, accident vascular cerebral, accidente ischemice tranzitorii, stări de ebrietate, traumatisme, plăci mușcate câine, plăci tăiate flex. Au fost în data de 31 deces la un domn cu un neoplasmă de pulmonar, stadiu 4. Au fost transferați către Iași la Institutul de Boli Cardiovasculare un pacient și către neurochirurgie tot un pacient în data de 1. În data de 30, tot 2 pacienți au fost transferați la neurochirurgie Iași. Iar la domiciliu, în data de 1 au fost direcționați către casă 62 de pacienți din 101, iar în data de 2, 47 de pacienți din 90. Da, deci un weekend obișnuit, nu nimic deosebit. Nimic deosebit. Chiar ceea ce am putut remarca și ieri și alaltă ieri, mai mult au dominat cazurile de medicală în schimbul celor chirurgicale sau cum alte dăți, erau multe accidente rutiere. Nu chiar credem că se conduce